Și este o melodie foarte, foarte bună, extrem de ușor de reținut, cu multe șanse pentru un loc în primii 5. Și acum trecem la melodia considerată favorita acestei ediții Eurovision. Germania. Sunt foarte curioasă. N-a apărut încă în spectacol. Este... Lena are parte de o presă. Ascultați, da. Ascultați reacția Sully. O fetișcană cu un foarte mare succes de public. E o apariție nouă și proaspătă în peisajul muzical german. Compozitorul este din Chicago, textierul este danez, iar melodia se numește Landrut, se numește Satelit și este interpretată pentru Germania de Lena. Germania câștiga o singură dată în 1982 Eurovisionul. Și ar fi cazul să-l câștige anul ăsta, nu? Cei de generația mea își găsesc similitudini cu Nena. Și alții de generația mea cu Avril Lavigne. De fiecare.